UE trimite o undă de șoc tocmai la Moscova. Decizia care s-a pregătit chiar la Bruxelles. Decizia care s-a pregătit chiar la Bruxelles a fost anunțată de publicația Financial Times și arată că Uniunea Europeană este pe cale să suspende acordul privind vizele de călătorie ale cetățenilor ruși. Este informația momentului la nivel european, după ce ministrii de externe ai UE sunt pe cale să susțină o suspendare a acordului cu Moscova de facilitare a eliberării vizelor pentru cetățenii ruși. Informația a fost transmisă de publicația economică Financial Times, citând trei oficiali implicați în discuții. UE trimite o undă de șoc tocmai la Moscova. Decizia care s-a pregătit chiar la Bruxelles. Autoritățile au discutat despre limitarea vizelor de călătorie pentru cetățenii ruși, iar unele state membre au cerut interzicerea totală a vizelor turistice, însă nu există o majoritate în favoarea acestei măsuri, informează și Politico. Ca un prim pas, miniștrii de externe intenționează să acorde sprijin politic pentru suspendarea acordului de facilitare a vizelor UE-Rusia în cadrul unei reuniuni care va avea loc marți și miercuri la Praga, potrivit raportului FETE, care citează oficial implicații în negocieri. O astfel de suspendare ar elimina tratamentul preferențial pentru ruși atunci când solicită vizele UE și, ca urmare, ar deveni un proces mai complicat și ar necesita mai mult timp, făcându-le în același timp mai scumpe. Interdicție toată pentru turiștii ruși Cetățenii ruși ar putea să nu mai aibă voie să între în Uniunea Europeană, fiind cunoscută pasiunea acestora pentru Marea Mediterană în special. În ceea ce privește o interdicție totală a vizelor pentru turiștii ruși, Cipru și Grecia s-au alăturat poziției cancelarului german Olaf Scholz de a se opune unui astfel de blocaj, în timp ce alte țări, în frunte cu țările baltice, Finlanda și Republica Cehă, au cerut o interdicție totală de călătorie, reluând apelurile președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Șeful politicii externe a UE, Josep Borl, a minimalizat perspectivele unei propuneri de punere în aplicare a unei interdicții complete a călătorilor ruși nu UE. Interzicerea tuturor rușilor de a intra în UE nu este o idee bună, a declarat Borl. Trebuie să fim mai selectivi. Statele membre ale UE vecine cu Rusia, precum Estonia și Finlanda, au pregătit deja măsuri naționale pentru a limita vizele pentru turiștii ruși.